Bună ziua și bine v-am regăsit! Suntem la Hațeg, unde am întâlnit-o pe Larisa Duță, o tânără care, la doar 18 ani, are deja la activ câteva sute de ore de voluntariat. Haideți să o cunoaștem! Are doar 18 ani, dar a făcut deja o adevărată carieră în domeniul voluntariatului. Iar una dintre cele mai importante acțiuni în care este acum implicată e cea de strângere de păr pentru copiii bolnavi de cancer. Dar mai multe ne povestește Larisa Duță chiar acum. Lepete a luat naștere la Iași. Este un proiect înființat cu ajutorul Societății Studenților Medicinici din Iași și a Ioanei Maria Andrioae. În Hațeg totul a pornit de la mine pentru că m-am tuns, am luat legătura cu ea și după o vreme, văzând că promovez acest proiect prin intermediul Facebook-ului în special, m-a întrebat dacă vreau să strâng codițele. Le-am strâns, am început să fac o campanie, o mini-campanie, să zic așa, o continuare a celei naționale în județul Hunedoara și astfel s-a dezvoltat proiectul. LPT însemnând? Vine de la Little Princess Trust, o organizație din Marea Britanie. Este inspirat de modelul britanic, așadar. Și tu cum ai aflat despre ei? I-am aflat prin intermediul unei știri televizate de pe un canal din România. Asta se întâmpla când? În urmă cu, cred că, 2 luni sau 1 jumătate. În cursul celor aproximativ 2 luni de când Larisa promovează această campanie, mai mulți hunedoreni și-au donat părul pentru copiii bolnavi de cancer. Cum au reacționat hunedorenii, să spunem, la campania asta? Foarte bine, surprinzător de bine. În primul rând, colegii mei, prietenii, au fost surprinși că mi-am donat părul, apoi s-au gândit că este un lucru frumos, îl pot face și ei, desigur, i-am încurajat. Apoi au urmat cititoarele blogului meu, oamenii de la voluntariat și hunedorenii prin intermediul presei. Câtă lume, câți oameni și-au donat părul? Din Hunedoara, momentan am strâns 10 codițe, dar mai urmează, cred că în jur de 10 persoane să-și doneze părul. Părul va fi folosit la realizarea de peruci pentru copilașii bolnavi. Nu contează cantitatea în sine, fiindcă pentru o perucă se folosesc 5-6 codițe de minim 17 cm. Larisa ne spune că și ea și-a tuns destul de mult din păr, dar cauza pentru care a făcut acest lucru este una nobilă. Tu cât de lung aveai părul? Eu, dimensiunea lui, să știu sigur, 23 de centimetri. Oricum am renunțat destul de mult, să vede că este scurt. Și nu ți-a părut rău să renunți la părul tău? Nu. Cu toate că mă gândeam că l-am crescut până la urmă, atâta timp și mi-a plăcut, fiind și beauty blogger, este o anumită importanță pentru imagine, dar părul scurt este chiar interesant. E mai ușor de spălat, de aranjat. Puțin rebel. E la fel de frumos și părul, ca și părul da, lung. Da, cu siguranță. Tu ai cunoscut sau cunoști persoane bolnave de cancer?
Nu de aproape, însă chiar avem o vecină care suferă de această afecțiune de foarte mult timp și mereu m-am gândit ce simte, dacă aș putea să o ajut și niciodată n-aș știu cum. Chiar dacă fac asta pentru alții, de la distanță înseamnă mult. Dar ce te-a impulsionat exact spre treaba asta și nu spre alte acțiuni umanitare? Sincer să fiu, dacă mă gândesc acum, mai este o persoană pe care am cunoscut-o și am murit în urmă cu mulți ani, este vorba de bunicul nostru din partea mamei, a murit de cancer pulmonar și chiar dacă mi-a venit gândul într-un prim moment, m-am gândit, uite, Lari, poți să faci asta, chiar dacă-i doar păr, măcar un zâmbet pentru niște copii care sunt la începutul vieții, poate ajuta. Printre hunădorenii care au renunțat la podoaba capilară ca să facă un bine, este și Ama Istrate, o tânără elevă din Hațeg. Cum ai aflat despre campania cu părul donat pentru copiii bolnavi de cancer? Singura sursă din care am aflat a fost Larisa, adică chiar voiam să găsesc un proiect căruia să-mi donez părul și asta căutam. Și întâmplarea a făcut să văd postarea Larisei pe Facebook. Și am știut că e ceea ce trebuie să fac. Când te-ai tuns? Cred că acum aproximativ o lună. Și cum aveai părul înainte? Cât de lung? Foarte lung. Am tăiat din el cam 30 de centimetri, poate mai mult. Crezi că sunt utile astfel de campanii? Sincer, mă bucură foarte tare să văd că lumea a început și în Hațeg încet încet să facă astfel de campanii și cred că din când în când mai trebuie să dăm și câte o dovadă de umanitate. Și da, mi se pare un lucru foarte pozitiv. Cunoști persoane bolnave de cancer? Personal, într-un mod apropiat, nu, dar știu la ce tratamente sunt supuse și am avut discuții cu diferite persoane despre lucrurile care sunt supuse și prin ce trec persoanele cu cancer. Pe Larisa, de când o cunoști și cum ai cunoscut-o? Pe Larisa, sincer, nu știu dacă i-aș aduce aminte de mine, dar o cunosc de foarte mult timp din general, pentru că a fost cu un an mai mare ca mine în aceeași școală și inevitabil ne-am intersectat din când în când. Și cum v-ați împrietenit sau v-ați readus aminte una de alta doar la campania respectivă? Proiectul ne-a apropiat pentru că păstrăm o relație cordială, nu ca oricine într-un oraș mic. Dar ne-am întâlnit de câteva ori de când cu proiectul. Cum e Larisa? Vă spun așa din exterior, pentru că nu o cunosc foarte bine, dar nu știu, eu o văd ca pe o persoană foarte altruistă din moment ce își dedică întregul timp voluntariatului și chiar mă face să fiu interesată de multe, de multe lucruri, pentru că am mai menționat probabil că vreau și eu să particip la proiectul cu Geoparcul, doar că până acum nu mi-a permis timpul. De ce e bine să facem acțiuni de voluntariat? În primul rând, pentru scop universal, ca să-i ajutăm pe ceilalți și mai are și alte avantaje pe lângă asta, adică ajută foarte mult și la dosar, la facultate, dar scopul principal este ca să devină lumea un loc mai bun, nu? Aici în Hațeg se găsesc multe direcții, ca să spun așa, spre treaba asta cu voluntariatul? Din păcate nu suntem într-o zonă, de asta mă bucur foarte mult că se intre prin acțiuni noi, pentru că suntem într-o zonă cu foarte puține posibilități. Mai există, să spun, maxim 2-3 alte posibilități, dar nu, foarte restricționat câmpul. Și sora Larisei s-a alăturat campaniei. Eu am aflat într-o zi de la sora mea în care a venit pur și simplu la mine și mi-a spus: Ana Maria, eu o să mă tun pentru copiii care au cancer. Și am rămas un pic surprinsă, deși știind că ea este o persoană destul de darnică și ar face tot binele din lume dacă s-ar putea. Inițial, eu nu luasem această decizie după ce ea a făcut-o, însă cu timpul am fost inspirată de ea, iar miercuri o să mă tun și eu. Tu cât de scurt vrei să te tunzi? Eu vreau să mă tund în jur de 20 de centimetri, dar să vedem.
De altfel, multe dintre acțiunile Anei au fost inspirate de sora ei. Tu împreună cu sora ta vă faceți și tot felul de acțiuni de voluntariat la Geopark? Da, așa este. Ea are o vechime mai mare, de un an jumate. Eu sunt voluntară doar de un an. Da, noi practic facem cam tot împreună. Ce faceți voi acolo la Geopark? Depinde de proiect. Am fost colegi, să zic așa, la proiectul Casa Vulcanilor. Acolo am învățat să facem cob. L-am făcut, l-am cărat, l-am montat. Dar au mai fost și alte proiecte, de exemplu, la care eu am fost coordonator. Un proiect anul trecut s-a desfășurat cu ocazia zilelor orașului Hațeg. Acolo a fost legat mai mult pe partea de creativitate, am făcut felicitări și diferite obiecte pe care le-am donat în schimbul unor sume de bani pentru a strânge bani pentru diferite proiecte. Voluntariatul la Geopark este prima acțiune de acest fel la care ai participat sau? Nu neapărat. Am mai făcut multe astfel de acțiuni cu școala, mai ales, dar era ceva limitat, strângeam doar gunoi. Spuneai că tu și sora ta faceți tot felul de lucruri împreună. Așa este. Amândouă aveți și blog, nu? Da, doar că al ei are numele în titlu, iar eu am hotărât să fie ceva mai creativ. Blogul tău despre ce este? În general este legat despre stil de viață. Acolo se găsesc tot felul de rețete vegane, călătorii, acțiuni pe care le desfășor eu la voluntariat și tot ceea ce mi se pare mie mai interesant. De ce te-ai gândit să-ți faci un blog? Sincer să fiu, tot am fost inspirată de sora mea. De un timp voiam să fac ceva mai mult decât făceam până la momentul respectiv. Iar ea mi-a propus să creez un blog și să scriu despre ceea ce îmi place. Crezi că blogul e o modalitate de comunicare de viitor? Am văzut că foarte multă lume are blog. Da, acum se pune foarte mult accent pe blogger pentru că sunt unii din prescriptori, iar acest lucru este foarte important. Ești foarte inspirată de sora ta. Cum e ea așa ca om, ca și soră? Da, noi ne înțelegem foarte bine, chiar foarte bine. Pe lângă surori putem să fim și colegi de lucru sau lucruri de genul. Ea este o persoană foarte devotată, harnică, obsedată de curățenie, iubitoare, iubește atât animalele cât și oamenii, deci nu am ceva să zic rău despre ea. În timpul liber, pe lângă acțiunile de voluntariat, pe lângă faptul că ești student, mai lucrezi și tot felul de chestii handmade. Da. Te povestești puțin despre ce este vorba? Sigur. Totul a pornit în urmă cu 4 ani jumate, dacă nu mă înșel, însă am făcut o pauză destul de lungă. Mai întâi am pornit la drum tot cu sora mea. Ea și-a dat seama pe parcurs că nu este chiar ceea ce își dorește să facă. Eu, în schimb, mi-am dat seama pe parcurs că este exact ceea ce trebuie să fac. Am reînceput, de fapt, de câteva luni, aproximativ 4 luni, și fac diferite accesorii, de la cercei, bentițe, coliere, orice. Pot fi și personalizate de către client sau pur și simplu le fac eu după un anumit model pe care îl cred atractiv și este cumpărat după aceea. Este mereu pusă pe fapte bune și e o adevărată sursă de inspirație pentru toți cei din jur. Larisa Duță este modelul ideal de voluntar. Am primit recent un certificat de voluntariat Volunpass pentru peste 400 de ore de voluntariat. În cazul meu se primește la peste 120 de ore.
Au fost o mulțime de acțiuni, începând cu Casa Vulcanilor de la Densuș. Cele mai recente, să spun așa, sunt Crossul Cetății Regale, Festivalul Narciselor, unde am colaborat și cu cei de la Parcul Național Retezat și acum ne ocupăm de noile proiecte. Ale Geoparcului? Da, ale Geoparcului Dinozaurul Țara Hațelului. De ce să faci voluntariat? Mai departe aș recomanda și altora, nu doar mie, să continui, pentru că tu contribui la prestigiul comunității, te ajut și pe tine, dar și pe ceilalți. Înveți o mulțime de lucruri practice, nu ca la școală, citind, recitind, mereu. De asemenea, comunici mai des cu ceilalți, ești oarecum nevoit să treci peste timiditatea pe care o ai și ești ajutat să te dezvolți. Sunt mulți oameni care se implică în acțiunile de voluntariat, hai să zicem din zona asta a țării Hațegului. Sunt tot mai mulți, un număr exact nu știu să vă dau, dar activi au devenit, cred că de anul acesta, spune, noi am început, s-a văzut o implicare, s-a văzut că se poate face ceva și acum vor cât mai mulți tineri. Tineri sau nu neapărat? Care sunt cei mai mulți dintre cei care se implică? Cei mai mulți sunt de la liceu, dar avem chiar și din clasa 6-7. Sunt foarte drăguți. Da, da. Printre acțiuni de voluntariat și campanii umanitare, Larisa își ocupă timpul scriind pe blogul personal. Am făcut destul de multe lucruri, mi-am dorit mereu să fiu activă, mai ales din cauza faptului că școala m-a nemulțumit, dându-mi seama că nu poate oferi foarte multe. Desigur, m-am implicat și acolo, am încercat să iau note cât mai bune, am fost și în Consiliul Elevilor, dar în clasa noua am continuat cu accesorile, apoi am făcut un curs de dezvoltare personală, de leadership, apoi am început cu vlogging-ul, deci s-au adunat. Și în timp mi-am dat seama ce îmi doresc cu adevărat, am renunțat la accesorii și am combinat cu blogul. Blogul meu corespunde numelui, Larisa Duță, și este despre frumusețe, modă și stil de viață. Dar despre frumusețe naturală, produse de îngrijire, machiaj minimal, nu ceva artificial, este evitat. Când ți-ai deschis blogul? L-am lansat la sfârșitul anului 2012, chiar în decembrie. Iar primele articole despre ce au fost? Primele articole au fost recenzii, ceea ce continui și acum, recenzii ale produselor, de unde dacă te gândești că vrei să cumperi un anume produs și nu știi dacă este bun, ce conține, poți afla de pe un blog. Ca să nu faci o risipă sau să cumperi ceva care e foarte probabil să nu ți se potrivească, un detaliu pe care poate firma nu-l oferă. De ce te-ai îndreptat neapărat spre segmentul acesta de frumusețe, de... E puțin surprinzător, asta mi s-a spus și la voluntariat, mai ales că am muncit acolo. Oarecum frumusețea nu este asociată cu practica, dar nu este adevărat. Poți să fii o fată sau o femeie îngrijită, frumoasă și independentă, muncitoare. M-a interesat partea asta pentru că eu chiar cheltuiam foarte mulți bani pe produse care nu mi erau potrivite, nici necesare. Și m-am gândit ce ar fi să fac eu ceva util și pentru ceilalți. Da, și așa, intri pe blog, citești, afli, te interesează, nu te interesează și te ajută. Cât de des scrii pe blog? Scriu destul de des, de 2-3 ori pe săptămână, însă este săptămâni în care sunt mai activă pentru că am diverse colaborări, atât din țară cât și din străinătate. Sunt mulți, ai mulți cititori pe blog? Da, recent am mai verificat statisticile, dar numărul lor este în continuă creștere, sunt foarte mulțumită. Plus că este o comunitate destul de strânsă, în momentul în care eu aflu mai multe despre ei și despre mine, chiar avem anumită legătură. Cititorii tăi sunt tot din acest domeniu? Nu, sunt foarte mulți oameni care, în general, poate nu citeau bloguri, mi s-a mărturisit asta, dar au ajuns din curiozitate să afle. Blogging-ul la ora actuală este în continuă creștere și reprezintă o oportunitate pentru fiecare pasionat. Dacă nu ești pasionat, mai bine nu încerci. Se poate și câștiga din blog? Da, se poate câștiga bani serioși din blogging, dintr-o singură colaborare, din advertoriale și nu numai. Tu cunoști persoane care câștigă bani serioși? Bănuiesc că și tu, cât de cât, dar cunoști persoane care câștigă foarte bine din blog?
Personal nu, dar citind articole despre ele am aflat niște sume foarte mari. Da. Larisa tocmai a terminat clasa a 12-a și se pregătește să plece la facultate. Acum ai terminat clasa 12-a, nu? Da, da. Ce vei face mai departe? Vreau să urmez o facultate, am și aplicat deja, urmează să aflu răspunsul. În principal, mă interesează să devin PR. Oricum, pe lângă facultate, unde sunt dispusă să învăț tot ceea ce mi se oferă, m-am gândit să mai fac eventual niște cursuri independente, fiindcă sunt interesată de mediu, de animale și de alte lucruri. Cum te vezi tu pe tine peste 10 ani? Wow, 10 ani! Timpul trece foarte repede, deci n-ar trebui să însemne atât de mult, dar la cea vârstă, la 28 de ani, mă gândesc că o să fiu în continuare realizată, adică să fiu în continuare voluntară, carieră, sper că și familie. Sunt foarte axată pe carieră. Ce carieră? PR, dar și blogger. Mult succes, Larisa, în îndeplinirea tuturor viselor tale. Ești cu adevărat un om de nota 10.